Pe scurt, exmatriculat. Era marți, peste două săptămâni începe vacanța și astăzi cam nu vreau să merg la școală, așa că am decis să stau acasă. A intrat fratele în cameră și mi-a spus mai repede să merg la școală. Eu i-am spus că nu vreau, fratele mi-a răspuns mai repede la școală sau îi spune lui mama. Of, doamne, trebuie să fac chiarăși vreo șmecherie ca să stau acasă. Am ieșit din casă și m-am ascuns la etajul 6. Am deschis aplicația și mă uitam unde este fratele meu în timp real. El a ieșit și a mers la școală. M-am întors acasă, of, ce e nice să stai culcat în pat. La un moment a bătut cineva în ușă, am ieșit, am observat o foaie. Când am citit, am aflat că fratele a fost exmatriculat de la școală. Ha ha ha, uite idiotul, singur nu merge la școală, dar pe mine mă trimite. I-am sunat repede mami, totul i-am povestit. Mama mi-a spus că vara nu merge cu noi în Egipt, nice. A venit fratele acasă, am început să mă râd și i-am dat foaia. Fratele a citit și m-a întrebat, băi, idiotule, de ce ești așa de fericit? Tu ai fost exmatriculat de la școală. What? Am luat foaia, am citit atent și chiar acolo este numele meu. Eu am leșinat. Pe scurt, exmatriculat. Prieteni, dacă vreți să aflați ce s-a întâmplat în continuare, haideți să adunăm 10.000 de like-uri. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!